Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit 50 de grade Celsius în Canada? Cu minus? Nu, 50 de grade cu plus Celsius, cu plus? În Canada, da. Este ceva uluitor și eu care n-am emigrat în Canada, că era frig. Bun, râdem, da, râsul plâns e un record absolut de temperatură, 3 zile la rând în British Columbia, asta e pe coasta de vest, undeva la sud de Vancouver, și peste 230 de decese au fost raportate deja acolo, începând cu ziua de vineri, din cauza acestui val istoric de, nici nu poți să-i spui caniculă, este cuptor. Uh-huh. Temperaturi record. Un meteorolog local scrie, citez: nu credeam că este posibil, oricum nu în timpul vieții mele. 49,6 grade Celsius în Canada. Aceasta este povestea recordului de căldură canadian, care a fost zdrobit 3 zile la rând. Despre acest lucru se va vorbi secole. Eu sincer nu cred că mai prindem secole, noi, specia umană, pe planeta asta. O să mai supraviețuiască, probabil, gândacii sau altceva. Dar eu nu cred că mai supraviețuim secole ca specie. Legistul șef al provinciei a spus că se traversează o perioadă fără precedent. ONU spune că valul excepțional de căldură din Canada a depășit recordurile din toate timpurile. Puțin mai sus, în Vancouver, au fost în ultimele zile temperaturi ce au depășit constant 30 de grade Celsius, cu mult peste temperatura obișnuită pentru acest sezon, de obicei 21 de grade. Și în Europa, fenomene meteo totalmente neobișnuită, valuri de caniculă, furtuni violente, inundații în anumite zone din Franța. Am văzut un reportaj uluitor. A căzut grindină, dar atât de abundent și violent și atât de mult, încât gheața a trebuit să fie strânsă de pe străzi cu plugurile de zăpadă. Deci arătau, încărcau cu excavatoarele grindina de pe străzi, strat gros de grindină. Este înspăimântător ce se întâmplă. Am sunat-o pe doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună dimineața, doamna! Bună dimineața! Spuneți-ne mai întâi, încercați să ne explicați ce se întâmplă în Canada. Adică 50 de grade este ireal, e temperatură de Arabia. Da, avem de-a face cu un câmp de presiune înaltă care a blocat pe de-o parte circulația dinspre ocean, care venea cu un aer mai răcoros, mai oricum moderat, și pe de altă parte acest câmp de presiune a ajuns la o asemenea dimensiune și pe orizontală și pe verticală, încât practic s-a autoalimentat, de unde și persistența acestui val de căldură și recordurile care au venit una și recorduri care, de obicei, recordurile acestea se bat la zecime de grad, dar acum, practic, față de recorduri din 1937, am avut peste 4,6 grade, deci cu aproape 5 grade s-a bătut vechiul record în aceste zile, întâi peste 40, și 6,47 și până 49,6. Uh-huh. Deci acest munte de aer cald, foarte stabil, care prin structura lui s-a auto-întreținut mai multe zile, a adus la această situație într-adevăr excepțională, pentru că vorbim de o zonă unde practic avem un climat blând, oceanic, în niciun caz val de căldură de tipul acesta nu este ceva ce te-ai fi putut aștepta. Dar de ce sunt aceste câmpuri de presiune, cum le spuneți, atât de persistente? Și în România am avut un început de vară teribil de ploios, adică a fost neobișnuit, a plouat săptămâni întregi și a fost frig, la fel, din cauza unui fenomen meteo foarte stabil. De ce se întâmplă lucrurile astea? Unii dintre cercetători pun pe seama acestor fenomene extreme care tind să persiste mai mult într-o regiune sau alta, deci pun pe seama modificărilor la scară mai mare a circulației atmosferice, modificări care sunt, pot fi puse în legătură cu schimbarea climei. De exemplu, în cazul de față, cu meandrele curentului jet, într-o lume mult mai caldă,
Unele studii sugerează că acest curent jet care desparte, simplist vorbind, aerul rece din zona arctică de aerul mai cald din zona latitudinilor medii și mai joase, deci acest curent jet care desparte, să zicem așa, masele de aer reci și calde, dacă are meandre, asta favorizează pătrunderi foarte reci în unele regiuni și pătrunderi foarte calde, de aer foarte cald în alte regiuni și persistența lor. Dar lucrurile încă se cercetează. În orice caz, e clar că încălzirea globală e un fundal pe care se pot petrece astfel de fenomene persistente, pentru că pur și simplu avem mai multă căldură în sistem, mai multă umiditate în sistem, avem mai multă energie în sistem, pentru că aceste gaze cu efect de seră asta fac. Lasă să treacă radiația solară directă, dar absorb din radiația emisă de suprafața încălzită a Pământului și atunci în sistem ai mai mult energie și sistemul încearcă să se reechilibreze pe acest nou nivel de energie. Și atunci, evident că toate transferurile de căldură și umiditate în sistemul climatic înseamnă transferul cu o cantitate sporită de energie, nu? Cantitatea în plus pe care o ai din cauza efectului de seră amplificat. Ei, și atunci ai fenomene care sunt caracteristice zonei și timpului din an, pentru că și furtunile de vară și valurile de căldură sunt caracteristice sezonului cald, numai că ele sunt mult mai intense decât știam acum mai multe decenii, tocmai pentru că avem mai multă căldură și mai multă umiditate în sistem. Doamna Bojariu, opinia dumneavoastră de specialist, mai e reversibil fenomenul ăsta? Mai putem să-l oprim sau deja e prea târziu? Dacă vorbim de încălzirea globală ca, sau schimbarea climatică, mai complet spus, nu mai e reversibil ca totalitatea manifestărilor pe care le avem acum, pentru că o parte din modificări în sistem deja s-au produs, le simțim efectul, însă putem să evităm alte puncte dintre acestea de critice în sistem, trecerea peste ele, peste anumite praguri critice, pe de-o parte, și pe de altă parte, prin reducerea emisiilor, putem să încetinim acest proces foarte rapid, care ne încurcă prin rapiditate, pentru că, practic, nu avem timp să reacționăm. Vedeți, canadienii obișnuiți cu acea climă moderată nu au putut să facă față unei schimbări atât de rapide care cerea măsuri specifice, nu aveau aer condiționat pe scară mare, nu aveau pregătite sistemele sanitare pentru a face față provocărilor date de stresul termic și tot așa. Deci, toate aceste modificări în sistemul climatic se produc acum foarte, foarte repede dacă le comparăm cu schimbări climatice din trecut și atunci noi de multe ori nu putem să ținem pasul. Deci trebuie pe de o parte să cumpărăm timp prin reducerea emisiilor și pe de altă parte să ne adaptăm la ceva, la cele ce deja sunt schimbate în sistemul climatic. E clar că nu putem ajunge la starea de dinainte de 1750 debutul erei industriale, dar putem totuși să ne dezvoltăm și să avem chiar o viață cu o calitate mai bună ca înainte, dar asta cu condiția să ne adaptăm și să reducem emisiile. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea climatologul Roxana Bojariu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.